Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Gothic 2 Night Raven în limba română. Să continuăm în episodul ante, după cum știți, l-am eliberat pe Bennett Ferraro, care a fost acuzat de crimă. Am găsit și dovada care a dus faptul că a fost un om nevinovat și a fost tras. Mare țeapă, mâncați așa. Mare țeapă. A rămas fără cuvinte, de aia a rămas blocat, mâncați așa, nu știam ce să mai scot pe gură. Dar am scos-o până la urmă la capă, mâncați-a și curata. Filmăm aici în dimineața de Revelion. Deja s-a dus, gata, s-a dus anul nou. Suntem în prima zi a anului nou 2021 și cu această ocazie vă urez un an cât mai bun. Și episodul ăsta o să apară peste o săptămână de atunci. Dar nu nicio problemă. Vă spune fratele acolo în forță. Un an bun să aveți, sănătoși să fiți. Și, nameless, va începe episodul în forță cu merlirea a unor sicări. Hai să le dăm să zacă. Trei săgeți, foarte, foarte ușor. Batem acum un sicăr, după cum puteți vedea. Și încă nu suntem la maximul potențial. O să ajungem să dăm două săgeți. Ar fi fain o săgeată, dar nu prea cred că pot să... Adică nu există arc atât de bun. Dar oricum e bine și așa, adică ia uitați-vă. Dăm în forță, în forță rău. Să avem o grămadă de sicări aici, o să venim puțin mai târziu să-i omorâm, pentru că să avem și o misiune dată de Sardas. Când o să vină momentul, atunci o să le dăm la băieți să zacă. Totuși aș vrea să mai cercetăm puțin și zona asta. Deci să mergem să mai luăm și niște poțiuni neapărat. O poțiune de mană și niște poțiuni de viață. Avem o grămadă. Ăla-i tati. Și vreau să văd dacă mai sunt sicări pe aici ascunși, deși nu prea cred, pentru că i-am omorât cam pe toți. Da, nu mai absolut nimic. Mai sunt niște plante pe care nu o să le iau, că nu am ce face cu ele, chiar n-am ce face cu ele. Și ne îndreptăm către tavernă, dar o să merg pe jos, poate mai dăm de sicări. Și nu o să mă duc cu teleportation-ul la tavernă. Mergem la mănăstire, vorbim cu Pyrocar. L-am elebrat deja pe Bennett, va fi foarte, foarte simplu acum. Deci mergem doar să... aflăm unii este ochiul lui Inos. Va tineva da aer care dintr-o dată așa ar fi super fain. Deși nu prea cred că va fi chiar așa ușor. Parcă e altă viață că nu mai ratez. E altă viață, mâncați așa. Parcă e altă viață. Trebuie să facem acum, deci următoarele skill point-uri o să le băgăm în, o să băgăm în poțiune de dextritate, o să învățăm. Facem poțiuni permanente și speciale totodată. Pentru că na, e de ajuns, tati. Trebuie să facem și noi puțin bombardiere, să ne mai ridicăm și noi puțin dexteritatea. O să facem undeva la 30 și de dexteritate, ceea ce înseamnă 170, ceea ce înseamnă că o să putem purta ultimul arc, ceea ce înseamnă că o să fim din nou oprit. Și după aia resul skill point-ul o să le băgăm tot așa în arc, mai în dexteritate, mai în arc. Și să vedem până unde putem ajunge. Oricum, suntem aproape de maximul potențial. O să băgăm până în 200 de dexteritate, cred. Și ce frumos se vede mănăstirea cu aceste texturi. Chiar se vede, wow, uitați-vă și voi ce culori au. Deci, ce culori are mănăstirea. Sunt puțin obosit, guys, pentru că n-am dormit toată noaptea și parcă începe să așa. Dar am de gând să filmez, nu o să dorm nici astăzi, pentru că e prima zi a noului an. Nu se cade să dormim în prima zi. Și o să filmez Gothic la greu. O să filmez Gothic ca să terminăm jocul. Și aș vrea să-l termina, sincer, într-o singură zi, ar fi super fain. Și cred că mergem să vorbim direct cu Pyrocar, nu? Am uitat să iau aia, dar vorbim cu Pyrocar și după aia o să luăm și puterea stelelor, nicio problemă. Deși era bine, mă duceam acum și cred că mă duc acum. Cred că mă duc acum, guys. Mai pierdem un pic de timp. Nici nu m-am uitat la ceas să văd cât e. Deci 50 la și 40, cred că am început ceva de genul. Pasaj, taverne, port orașului. Mergem rapid să luăm cartea. Mergem rapid să luăm cartea. Că nu se mai poate, brodere. Avem para. Nice. O să mergem să facem și niște poțiuni de alea mari de speed. Vreo 10. Uite, avem mâncați așa.
Cartea o găsiți la Zuris. Bătrânul Zuris, puterea stelelor. Asta e singura carte, dacă nu mă știu, pe care o dă jocul. Trebuia să fie de dexteritatea aia. Ține de viteză bună asta. Și cartea, asta e. Puterea divina stelelor. 400 de monede să am la parcă, nu? Da. Bun, mergem la tavernă acum. Tavernă. Așa. Să ajungem rapid. Bă, ăștia nu mai zic nimic, ia să văd. Orlan? Merge? Hopefully these black magicians will move on soon. Ah, au mai zis el chestia asta odată. Și de vânzare nu are mai nimic. Da. Mai nimic. Stai curios dacă în capitolul 4 să luăm arcul la forță. Sper că da. Sper că da. Dar să mă duc și la Errol. Pentru că am impresia că mai are niște poțiuni de alea bune rău. Și chiar o să mă duc după ce o să termin cu ochiul lui Inos. Mergem direct să vorbim cu parocul, acum nu mai stăm. Avem treabă, avem treabă. De ceasul 5-9 am să face și noapte. O să trag și un pui de somn, adică până dimineață. Pentru ca când o să plecăm să fie acolo cât de cât bine. Oricum se vede wow. Se vede wow mănăstirea. Face cel mai mult când se vede mănăstirea. Lurile astea așa aprinse. Să tragem un pui de somn rapid. Ăla-i boss. Și bineînțeles că a început ploaia. La mănăstire parcă plouă mai așa, mai liniștit un pic. De ce îmi place. Pyrocar! Vin de-n Valea Minelor. I've come from the old Valley of Mines. What do you have to report? The enemy has formed up there with an army of orcs and dragons. We have already learned that from Milton. But what about the king's shipment of ore? The mine they are digging for Garand in the valley cannot satisfy the demands of the king. The days are becoming grayer, and the light of the sun is ever weaker. I was attacked by men in black robes. I know. Those are the Seekers. Henchmen from the nether realms of Beliar. Oh. Beware of them. They will try to take possession of you. Once possessed, you will no longer be yourself. Only here in the monastery could you find help then. So be careful. Here, this rune will bring you directly back nice. To the monastery if you need our help. Remember, we must offer resistance or we shall all be doomed. Elimină posedarea, hai să o eliminăm. I think I'm possessed. Can you heal me? Not without a token of your respect for this monastery, my son. Aoleu. 300. Great. Here's the Here. Drink this. May the mercy of Inos. Ce bucuros a fost așa, a luat bănetul să moare Bigibilianos. Am venit să iau ochiul lui Inos. I have come to take the eye of Inos. I see that you have received an authorization from Lord Hagen himself to bear the Eye of Enos. I am afraid that I have to disappoint you. Nu cred. We have fallen victim to a treacherous plot of the enemy. The Eye of Enos has been violently taken from these sacred walls. Ah, cine a făcut asta? Evil is cunning and usually works in secret. Only rarely do you see it emerge to pursue its evil machinations in broad daylight. But these days, it's a different matter. The enemy now shows himself openly in the street, in every home and every public square. This can only mean that he no longer fears any adversary and is not going to shrink back from anything. One of our most faithful followers, a candidate for the high robe of the Magicians of Fire, has changed his allegiance unexpectedly. And Pedro. In an alarmingly evil manner, Pedro.
The enemy has taken possession of him, thus inflicting a terrible defeat upon us. Pedro has forced his way into our most sacred halls and stolen the eye. Oh. I fear that he simply spent too much time by himself. Îmi place speech-ul lui Pirocar, fii jur. Pirocar, nu Pirocar. Pirocar. Walls of the monastery exposed to all lurking dangers. Încotro s-a îndreptat hoțul. Where did the thief flee to? Pedro knocked down some of the other novices who tried to stop him and disappeared into the morning mist. Many novices have gone after him to bring the eye back to its place unharmed. If you want to catch up with him, you need to hurry before Pedro disappears out of your reach. Bun. Se pare că ochiul Linus a fost curat și va trebui să mergem înspre găsirea acestui artefact foarte puternic care ne va putea ajuta să eliminăm puterea răului. Dar momentan hai să dăm cartea acestui magician. Hai, glas. I've got the book for you. Very good. Give it here. You may withdraw now. I shall retire. Found any? Well, I cannot be completely sure, but the current constellation of the stars seem to indicate many dangers. What kind of dangers? Well, the structure between the worlds seems to be very weak. It only takes a small portion of the power that would be necessary otherwise to tear a hole in this structure. Demons could use those portals to enter our world without encountering resistance. Wow. Interesant. Interesant. Momentan, hai să mergem să găsim pe Pedro. Milton, poate știe el ceva, ia. Hey, you. Do you know where Pedro is? Do you think I'd be standing around here if I knew where the renegade was hiding? He must pay for his deeds. I hope stai cam aici, degeaba mâncați-a jucura ta. You have to help us. Find him and bring back. Și tu să stai aici, să te uiți cum plouă. Bun, mersi mult, Milton, ești un adevărat erou. Ah, ce magicini. Așteaptă totul să vină așa, pur și simplu. Dar ei să nu facă nimic. Stea pe scaun, Pyrocar. Bun. Sărim, hai că am sărit dacă e. Nu am sărit bine, tași din gură, că e bine-s. E bine-s, brodării. Hai că se oprește și ploaia numai bine până ajungem pe partea aia-laltă. Sper că am un pergament de transformare pentru că... A, de fapt, am acrobatul, s-ar putea să pot ajunge în partea asta fără transformare, ar fi super fain. Pentru că am găsit o tabliță de piatră, știți, aici pe partea stângă, unde nu prea știam cum să ajung. Și acum probabil o să meargă, stare curios. S-a oprit și ploaia, minunat. Trebuie să ne grăbim pentru că pentru că e o călătorie destul de lungă și foarte periculoasă, nu va fi chiar ușor. Dar nici greu, pentru că avem mărețul arc în spate și nu ne teme nimic. Mâncați-a și curata. De pe aici, de cine aș putea să mă urcă pe aici? Nu mă lasă. Ar fi putut să mă lase, dar nu mă lasă. Mâncați-a și curata. Nu te scuze că se aud niște sunete pe fundal, poate nu se aud, dar dacă se aud, e focul meu, care face un pic gălăgie așa, părținos, cum ne place nouă. Deci pe aici, trebuia să mă lase, să mă duc, pur și simplu, dar nu mă lasă, uitați-vă și voi. Uite de pișelău. Bun. Avem aici niște scheme, a, și se vede iară nașpa, trebuie să dau un load. Am uitat că după ce plouă se vede ca naiba. O să dau un load la feed. Așa. Ce din nașpa și nu-mi place. A, la etate, parcă altă viață. De la DirectX mai are probleme. Ținând cont că e destul de vechi. Și să vedem dacă putem să sărim de aici fără poțiune de speed. Ar fi super fain dacă nu o să ne transformăm. Da. Ce o șansă, brother, deși am fost aproape. Deși am fost aproape. Cred că merge cu transformare. Cred că doar cu transformare. În Shadow Bestia. Dacă aș avea. Dacă am. Raptor. Nu știu asta dacă... Asta nu sare mai deloc. Hai să încercăm cu o putere de speed. Dacă nu...
O să căutăm un pergamin de transformare și o să mai venim oricum pe aici. Nu merge, poate prin altă parte, cred că e prin altă parte. Destul de mare distanța. Cred că nu e bine pe aici, sincer. Un Bloodfly, bă. Dar nu cred că există Bloodfly în ăsta, în Gothic, în Gothic 2. Aici trebuie să meargă easy. Uite că am mers mâncația și curata. Ăla-i boss, atât am vrut. Ca să știm data viitoare. Oricum, fără acrobatice, n-ai nicio șansă să transformare în Shadow Beast, cred. Și tablița de piatră ar trebui să fie pe aici, dar vegetația asta să mă arăt antena dacă vezi ceva. Totuși aruncăm o privire peste tot. Să nu ratăm, Doamne ferește, ceva. Și cred că e de dexteritate asta. Cred că e de dexteritate. Ia. Vreau să mă uit puțin. Dacă am de dexteritate deja. Arcaș, arcaș. Arcaș, nu am. Asta e de strength. Și asta e de... A, e viață. Viață 2. Bună. Bună și asta, mâncați așa. Și uite câte chestii aici. Poțiuni, pâine. Să culezi de piele. Bun. Bun, rău. Și mai niște plante. Poate găsim și o plantă de aia rară. Ar fi ceva. Deci nu prea cred. Nu, cam aia. Sus aici, mă pot urca? Nu mă pot urca. Bun, guys. Hai să întoarcem pe partea cealaltă. Să vedem cine e acest individ. Nu te bloca mâncația și gura ta, Nimlis. What's going on Trump. Here? What do you mean? Just Trump. You're the second fellow to rush past here like he's been stung by blood flies. Who was the other guy? He looked like one of those brainy novices from the monastery back there. You can say what you like, but somehow those guys aren't quite right in the head. Where did the other one go? He ran up that way like lightning. I need... Hey, no problem. What's your business here? You ask a damn lot of questions for such a young whippersnapper. Name the goblin cave we crawled through together, and I'll tell you my secret. Spune care e peștera. Otherwise, mind your... What the fuck? What you ask a damn... Ia dă-te tu un pișelău. Put down that weapon. Ia dă-te tu un pișelău. Ia dă-te tu un pișelău. Nu faci de astea cu mine, bulangiule. Nu-ți permit așa ceva în primul și în primul rând. Nemernicule care ești tu, nemernic. Nu știu ce dobistul ăsta dacă l-am omorât de aici, parcă l-am omorât. Totuși o să verific. Pentru că acum dacă mergem după lui, nu s-aș vrea să cercetăm toate zonele pe care nu le-am cercetat, să omorâm tot ce se poate omorâ. A, și aici, și aici, mâncați așa. Unde se duce acel lurker? Handicapat. Și al lău. Nice. Dacă vine lurkerul înapoi. Ăla-i tate. Shadow Beast. Și aici cred că, mamă, continuă peștera asta. Se pare că vom mai găsi ceva. Dar oare ce? Un alt Shadow Beast, cred. Da, l-am auzit. Foarte ușor. Vedeți și voi două bucăți. Mamă, și era un orc aici. Se pare că Shadow Beast a prins un orc. Și l-am mâncat, bă. Wow. Mișto. Grămadă de plante pe aici. Și cam atât. Bun, încă o peșteră curățată. O să mergem și acolo înspre magicienii de apă. Pentru că mai rămas niște bestii destul de puternice pe acea zonă pe care nu le-am omorât niște șopârle de foc. Mai niște Shadow Beast-uri, parcă. Era o peșteră cu niște golemi, din nou, parcă tot prin zona aia.
Și aș vrea să ne ocupăm acum. Mai facem și niște leveluri. Măcar level 34 să facem în capitolul ăsta. Ar fi super bombă. Oh, șobolan. Șobolanii, șobolanii. Oh, și un seeker se pare că a omorât pe cineva. Oare pe cine? Mamă, ce repede dă mâncața și gura ta. Wow. Super. Mamă, cât scavenger aici, mâncața și gura ta. Holy shit. O grămadă de scavenger, tate. Bun, și ochiul lui Inus e tot înainte. Noi o să mergem un pic în dreapta. Hai, mori. Dă-te-n pișat. Dă-te-n pișălău. Dați-vă și voi ce priveliște. Cum se văd munții aia, sure. Se vede excelent texturile astea. Deci că e alt joc, nu e Gothic 2. Simplu. Poate să mai bage niște moduri, băieții. Pe viitor așa niște moduri și șmecheri să facă un Gothic 2. Un Gothic 2021, știi ce zic? Chiar easy carcaș, nu mă gândeam. Și la un moment dat e gata, e super easy acum. Dați-vă și eu cum merge treaba. Deci merge ca pe roate. Totuși mai dăm un save, că aici am zis sunt niște fire lizard și alea sunt destul de puternice. Ei, astea sunt șopârle normale. Pararararam, și avem aici o peșteră și hai să intrăm în ea. Prima de plante nu le mai au, că chiar n-am ce face cu ele. Poțiuni de viață nu o să fac pentru că o să luăm oricum runa de healing. O vom folosi. Și oricum am o grămadă de poțiuni. Grămadă de goblin pe aici. Super. Black goblin. Și o tabliță de piatră. Nice. Ia să vedem. Ce e aici? Viață 1. Dă și mie dexteritate, mâncața și curata. Nu prea ne-a dat de dexteritate. Sincer, a fost slab rău pe dexte. Multe de strain, dar dexteritate mai nimic. Bă, n-am a venit bulangiu. Aoleu, și-am rău. S-a buguit a meu nameless. S-a buguit a meu nameless. Am intrat în cutie. Am intrat în cutie, nu-mi vine să cred. Și cum ies eu de aici? Holy shit, am intrat în cutie, voi vedeți, guys? Deci eu nimeresc pe ăștia. Mișto. Foarte mișto. Măcar am salvat? Cred că am salvat. Da. Privești șocul ăsta. Aș fi putut să mă teleportez, dar totuși eram aici aproape. Așa, asta e peștera aia, cred că cu golem în dreapta, am impresia. Hai să omorâm mai întâi golemii ăștia, că ești șale. Mamă, mă, cel curat. Mă, cel curat am făcut. O să-l iau pe ăsta. Black Goblin pe ăsta, Warrior. N-am găsit mare lucru pe el.
Cumnal, 32 de gold. Încă un chest. 11 săgeți. Bombă rău. Bombă rău, 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 rău. Hai să luăm această tabliță, că asta e importantă. Poate nu ne mai baguim aici. Domnule chest. Dreapta, stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Atât de gold, 7 săgeți, bun. Viață, dăm viață. Dăm viață, că viața e bună. Iubesc să am viață, o viață lungă și îndelungată. Hai să mergem și partea asta, să vedem dacă-s golemii aici sau nu... Cred că mă înșel. Vedem acum. Ah, nu mă înșel, aici e. Asta e peștera. Golemii. Nu o să ne întoarcem, o să se trezească ăștia. O să găsim o grămadă de tablici, în schimb. Mă, ce m-am speriat de ăla. O să le citim la final. Nothing there. A, bă, dau pe lângă. Mamă, ce sunete ciudate aici. Nu prea-mi plac sunetele astea, guys, sincer vă zic. Oh! Băi, am configurul cu astea. Hai să luăm în stânga prima și prima dată, guys. Dăm un sim, nu știu dacă sunt în stare sau mor golii ăștia, cred că da. Adică sunt de piatră. Și-am mai bătut parcă. Am o bucată la un warrior. Sunt în forță. Și cum n-am găsit nimic aici? Vorbesc serios, nimic? Absolut nimic, că dăm un sir, că poate invizibilă acea tabliță de piatră pe care o găsesc. Aș vrea să o găsesc, dar nu există. Unde acolo am venit, cred că nu? Trebuie să o iau în dreapta. Da. Hai, mă, dau. Așa, bă. Avea după ce o să furăm de aici, o să trezească ăștia. E un blestem. Ca un fel de blestem. Stânga, 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 dreapta, dreapta, stânga, stânga, dreapta. A litter bag. Seculețele este plin de moniți. Nice. Buzdugan cu lame. Bombă. Acum, după cum puteți vedea, s-a ridicat. A, de două bucăți, easy peasy. Și ne pun la cap. Prea OP, prea OP suntem. Am găsit niște cutii pe aici, care le vindem, facem para. Ăla-i tate. Izilianos, pizilianos. Nothing to be had there. Și încă unul aici. Nice. Nothing there. Și cred că asta a fost ultima. Da. Bun, am curățat și peștera asta. Forță. Deci în forță. Și putem merge mai departe. Parcă nu știu, fariză le-am omorât eu. Ba nu, uite-le astea aici. Să zicem dacă suntem în stare să le omorâm, că astea sunt destul de puternice. Sunt și două. Cred că suntem în stare, că avem totuși armura asta bombă. Easy, două bucăți, trei bucăți, trei bucăți. Easy, bă, easy. Aștept să iau și Dragon Bow. Bă, atunci o să fim... O să ne norocim tot. De ce se poate ne noroci? Ra-ra-ram. Hai să am mai nu te bâlbâi, mitică, nu te bâlbâi, mitică. Am mai lăsat niște scavengeri în spate care vrea să melesc. Și uite și un novice. Un novice care a decedat acolo lângă statuia lui Inos. În fața lui Inos. Cum ai putut să permiți așa ceva, domnule Inos Mârlan? Ce ești tu?
Pentru asta îți voi dona, dar... A! Ce sunete! Ce sunete, mâncați așa curata! Uite o tabliță de piatră pe care nu o văzusem. Arme grele 1. Nașpa. Hai să băgăm o poțiune de viteză. Nu prea mai am, am 23 mai am. Să mergem neapărat să luăm din jarcândare iară. Asta o să facă, cred că pe off-camera. Sau facem de alea mari, poate, nu știu, să vedem cât îi putem face. Deși eu să aștept, pentru că nu știu exact ce o să-mi ceară pentru puțiunea de dexteritate. Parcă încerc și trăscut de Paște și vreau să păstrez. Deci o să învăț puțiunea permanentă pentru dexti. După aia facem și puțiune de viteză. Lizard, lizard, lizard. Și mai rămas o peștere pe aici, tot așa, de niște zombalei, parcă, dacă mi-aduc eu bine aminte. Care nu puteam curăța la momentul respectiv, o cercetăm acum și mergem tot ce se află în ea. Cred că suntem în stare să batem și scălița aia de la mormânt. Deci o să-i les pentru capitolul 5. Ca să fie și mai ușor. Mamă, că sunt novici pe aici. Wow. Am venit prima dată, era un lurc aici. Era frică de acel lurker. Și acum le dăm câte o bucată. Ia uitați-vă și voi cât de tenis suntem. În peștera asta parcă am fost deja și am curățat-o. Da, 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 da. Am fost aici, știu când m-am fureșat și bam, bam, bam. Le-am dat bucata. Cealaltă peștere nu am curățat-o. Unde, nu, merge, unde o să mergem acum? M-a zis la mine dimineață, n-am dormit o noapte întreagă și cam greuț pentru mine, sincer, anos. Și l-avem aici pe acel vânător, Bimbal. Hey. Have you seen a novice pass by here? A lot of peculiar figures passed by here today, including those two jokers up by the stone arch. A while ago, a novice from the Magicians of Fire was with them as well. Bun. Îndes mergem pe acolo, o să ne îndreptăm către acea peștere. Peștera se află parcă în partea asta. Bine, mai e și o peșteră în partea aia la altă, dar e și una aici. Așa că hai să luăm pe asta prima și prima dată. Am înălut timp... Mamă! Oricum am mai rămas niște pește de bandiți pe lângă Corinus, o să le luăm și pe alea în capitolul 5, pentru că atunci o să apară și șopârle și mai multe chestii. Și peștera ar trebui să fie aici. A, ea e aia ascunsă. Cred că în asta am fost, dacă nu mă înșel. Ia. Ce cert trebuie să fie o peșteră ascunsă, da, uite-o. Nu mai țin minte dacă am fost sau n-am fost aici. Cred că e cam liberă, cred că am fost deja. Cred că am fost deja. În dreapta e ăla, da, am fost și aici. Și nu putem să deschidem ăla. Înseamnă că în cealaltă parte, peștera aia, periculoasă. Ia, aici mai e ceva? Aici că a fost Minecraft-ul aia și am omorât cred că pe toți. Da, 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 nu mai nimic pe aici, văd că... Mă duc până în cap, totuși. Ba! M-au mai rămas de ăștia. Ori-ori. M-am și speriat, am crezut că e liber, dar mai erau ori-ori. Holy shit, și uite o tabliță de piatră, n-am venit chiar degeaba până aici. Chiar n-am venit degeaba. Zi-mi cât e dexte, te rog. Măcar o dată în viața asta. Viață 3, băi, viață 3, bună. 15 viață. Nu e rău. Chiar nu e rău. Aaaa, ne apropiem de level 33. Mai bine, mai facem un level. Băgăm puțiune de dexte. Învățăm rapid. De la Sagita. Parcă aia ne învăța. Unde n-ai banat-o, cred că n-am luat-o deloc bine. Acolo am venit, acolo am venit, unde am venit? E aici. Da. Bun, am terminat și cu partea asta. Regulă. Regulation. Hai să mergem și în partea cealaltă acum, pentru că mai avem și acolo peșteră. Niște zombalăi, parcă. Niște scheletron cu mai multe nenorociri. Îmi place foarte mult jocul când ești OP. Începe să-mi placă mult.
Deși mi-ai fain când te chinui când așa, da, na. Și când ești OP, ești OP, tate. Îi simți cineva. Ce zic băieții? Bă. What are you doing? What's it to you? I'm looking for a novice. That's very interesting. We're looking for someone too. Cine? Who would that be? You. I'm gonna. Okay, let's go, baby. Let's go, baby. Ce zic băieții? Mamă, n-a destul de puternic. Mi-a dat două bucăți, mi-a luat jumătate de viață. Da, le-am dat și eu. De-am liniștit pe viață. De-am liniștit pe viață, mâncați așa. Ai băgat puțin de astea mici, cam 120. Bă, nu și de astea. Nice. Băgăm carniță, dacă nu. Că de mâna mai băga carniță, știi ce zic? Bun, și peștera. Ar fi undeva prin zona asta. În dreapta aici. Pe asta ar mai trebui să o luăm. Ia. Da, scheriți. Mamă. Două bucăți, aproape bucată, ești nebun. Cred că cu ultima arcă dăm o bucată. Ho, Shadow Warrior. Mamă, cât de tare ăștia, mâncați aș. Oh, și vin doi. Am rămas și fără, aoleu. Ăștia chiar că stank. Dar eu omorâm, fără niciun fel de problemă. Holy shit, 400 de XP. Incredibil, suntem în stare să omorâm și de ăștia. Holy shit, man. Și cred că mai sunt, că-s vreo 5, mi-aduc aminte. Cred că mai sunt. Vreau să beau una de asta, să mă simt eliberat. Așa. Dăm un save rapid. Să jucăm cu tactică. Mai sunt. Aștia au fost decât doi? Mamă, și uite aici câta bugăția mâncația și gura ta. Holy moly. Ăla-i tate, dă-le încoace. Tot. Cupă de aur. Și bineînțeles că aici găsim spinticătorul de dragoni. Aproape cea mai bună armă din joc, a doua. Dar e o armă super, super faină, sincer. Arată super bine, uitați. Avem noi forță, dar avem dexte. Avem dita mai arcul. Chiar eu pe arcul ăsta, adică am bătut și ăștia rapid, așa, easy. Nici nu vreau să mă gândesc cum dă ăla de 160, deci 20 în plus. Contează foarte mult. Să avem undeva la 180-200 de dexteritate. Și o să fiu cred că dăm o bucată la un scheret. O bucată, ce vorbești? O bucată easy? Așa? Dăm o bucată la un urc. Mă, cât a sicăranul aici. Să fim atenți. Oh, ce m-am speriat de sunetul ăsta. A început ritualul, trebuie să-i oprim neapărat că se întâmplă ceva aici. Și nu e bine. Stai așa un pic, că eu vreau să și culeg. Are de-al mine pișamaș pe tine. De infect. Foarte mulți sicări, foarte mulți. Dacă arcaș, easy. E easy. Și încă unul, mâncați aș, mai sunt mulți. Să mai băgăm și niște heal. Da, aia fac ritualul, noi nu ne băgăm. Bă, wait. Nu mai pot să fac nimic. Ah, leu. Cum? Cum? Mi te-ai baguit fix aici. Deci nu mai pot să fac nimic pe antenă. Urma să stau cu poțiunea în mână. Ah, mă revin. Îți mâncați așa gura ta ca să nu ieși din joc acum. Holy moly, da. Trebuie să ieșim din joc, guys.
Calm, Itika, calm. Calm. Avem 40 de minute. Mai avem 20 minute din acest episod, numai bine luăm și ochiul lui Inos. Nu știu dacă o să-l și reparăm, pentru că durează. Ba, o să le reparăm la bine, dar nu o să... O să facem ritualul, încă cred că în episodul următor o să terminăm tot capitolul. Aoleu, și de când n-am mai... Aoleu, brodule. De când n-am mai salvat, mâncația și curata. Asta e viața. Încă o dată, măi, flacă-i să răsune până în văi. Hai să dau ăsta mai așa. Mă, în pișat. Bă, na, ce urât fac ăștia câteodată. Mă, ce bine dau cu arcul. Dau bine rău. Mă, și trei bucăți aici. Holy shit. 3 seekeri, cu 3 seekeri o dau. Hai mă. Au, opriți-vă. Mamă. Nu, că o dau până la capăt. Până la capăt o dau, tate. Dacă o dau până la capăt, până la capăt o dăm, tate. Ochiul lui Inos. Ok, luăm și pe ăștia tot, frumos. Și mai erau niște seekeri pe aici. Ia uite-l, bine mernic. Bine că găsim poțiuni de speed pe ăștia. Foarte important, să luăm. Ăla-i boss. Nice, și cred că i-am curățat pe toți. Foarte, foarte ușor, după cum ați putut vedea. Am vrut să zic ceva și nu mi-a ieșit. Arcul este foarte OP, guys. Foarte, foarte OP. Aș vrea să o iau prin partea asta, sincer, pentru că mai e o peștere pe aici, dar... Ah, și aici mai era o chestie, dar cred că am luat deja data trecută, da. Nu o să amintim. Nu mai știu ce era, era o plantă rară, ori un măcriș, ori nu mai... Nu mai țin minte exact. Bă, da, pune scările alea, că nu le văd. Wow! Nu pe aici, niciun caz. Mamă, cu vegetația asta nu vezi nimic. Unde sunt scările alea? Oare? Cred că pe aici. Da. Saltul lui Debigong. Și mai aici o peșteră care o cercetăm acum. Mai aia de la Dexter care trebuie să cercetăm. Și avem Minecrawler. Cât de easy poate să fie în capitolul 3, deja în capitolul 3, deci e super easy, în capitolul 3 nici cu gheara lubelea nu eram așa pe jur. Deci uitați-vă și voi cum merge jocul. Foarte repede. Sari cruz la dragona, damn, rupem și dragonii, vă zic eu. Îi rupem. Hai mă, pișatule, mori. Nothing to plunder. Și avem aici un chest. Ce găsim în el? Stânga, dreapta, stânga, dreapta, 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 stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, 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 stânga. Mai nimic. Nimic important. Oh, hai că am dat o râd aici. Cu doi scheletroni.
Dar nu e nicio problemă, e prea easy. Și da, aici sunt foarte mulți scheleți. Aș mi-aduc eu bine aminte. Foarte, foarte mulți scheleți. Și... Ei, cine e asta, mâncați-aș gura ta? Mixir? Cum a ajuns Mixir aici, guys? What the fuck? L-am găsit pe Mixir mort. Dar ăsta e un bug, guys. Mixir nu e mort, Mixir e în oraș. Știu că am mai pățit toată chestia asta. Dar data trecută l-am găsit pe Vatras, parcă, nu pe Mixir. Mixir a murit. Sau cine știe? Sau cine știe? Poate nu e un bug. O bucată de foaie. Ia. Stai că nu mi-aduc aminte de chestia asta, guys. Ah, bucată de foaie pe care nu putem citi. Mixir. Ai dus. Ăsta recluz dacă nu mai găsim pe Mixir în... În Corines. Stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta. Dreapta, dreapta, stânga. Trebuie să mai fie ceva aici. Sau nu mai nimic? Nu mai nimic? Sabe grea. Bun. Sunt o pește destul de bogată, aș putea să zic. L-am găsit și pe Mixir de Cedatos. Un magician de apă, incredibil. Cei doi scheleți și-a făcut de cap cu el. Într-un mod ironic. Sau într-un mod mai puțin ironic. Depinde. Hai să vedem dacă mai găsim ceva prin pădurile astea de Merleaos. O luăm pe aici. Aici cităm un pic și zona asta. Să omorâm tot ce se poate omoră. Pentru că cine știe că nu o să mai venim pe aici niciodată. Mai vorbim o puțină de asta. Avem timp, mai avem timp. Partea dreaptă nu mai e nimic, că deja am cercetat-o. Partea stângă ar mai fi un pic prin zona asta, parcă. Yeah. Warg. Exact. Ce-mi place mie cel mai mult. Două bucăți. Două bucăți la unu. Easy, bă. Batem 10 oare ceodată. Mai vreau orgi. Mai vreau orgi, boss. Mai dă-mi animale. Dă-mi animale cu XP bombă. Mai nimic prin pădurea asta, mâncați-a. Și tot am omorât. Se pare că am omorât cam tot. A murit și ăla, nu știu cum, dar a murit. Așa, aici ajunge la ferma lui ăla, dar... Am cam cercetat toată zona asta, guys. Am murit cam tot. După cum puteți vedea, nu prea mai găsești nimic. Partea dreaptă deja am curățat-o. Poate mai dăm de sticări. Mai fi peștera aia de la Dexter, o să mergem în episodul următor. Și cam atât. Bine, mai sunt câteva de bandiți, dar găsim 3-4 bandiți. Ar fi una și nu cred că o să mă duc până acolo. O să mă duc în capitolul 5 acolo, pentru că o să găsim poate... De ăștia zi. Lizardmen. Sau cine știe ce o să ne dea jocul, nu știu. Cred că ne dă orice de aia, de elită. Coloneli. Sunt de paladini. Vom vedea. Cred că mergem la mănăstire. Hai să vedem și cu ochiul lui Inos dacă putem purta. Ochiul lui Inos. Piatra este întunecată și fără putere. Nu se știe ce s-a întâmplat cu ea. Mergem la mănăstire să îi dăm vestea oricum lui... Pyrocar. Milton nu mai zice nimica. Ah,
Am găsit locul lui Innos. I have found the eye of Innos. Este rupt. It's broken. But that cannot be. What happened? Some really nasty customers had it. Anyway, I came too late. They were performing a strange incantation on a crescent-shaped ritual site up in those woods. Innos be with us. They have desecrated our circle of the sun. Even in my worst nightmares, I could never have imagined they would possess this kind of power. Mamă, ce putem face acum? What can we do now? The enemy has become very strong. Still, this ancient artifact meant a powerful threat to him. We must heal the eye and restore its old power. But time works against us. I cannot begin to imagine what is now going to become of us all. Without the protection of the eye, we are helplessly at the mercy of the enemy. Go to Vatras, the water mage in town. In this terrible situation, only he will know what is to be done. Take the eye to him and hurry! Ok, brodere, ce este cercul soarelui? What is the circle of the sun? Every year, all the magicians and novices of the monastery travel to this place at the time of the solstice to mark the beginning of a new cycle. The place is filled with the immeasurable power of the sun. Never have I entertained the slightest notion that its power could be reversed. And yet, that is what happened. Da, nașpa. Nașpa, ia să vină acum, zic ceva, băieții ăștia la alți. Ultar. One more thing. Some of the roadside shrines dedicated to Innos have been desecrated by the enemy. Oh. They have lost their magical consecration. I see. And now? It is up to you to purify these shrines. Nu puteam să fac o chestie asta mai înainte, când am mers în partea aia, aoleu, să mă duc chiar. Take this holy water and trickle it on the base of the shrine. With the holy words of purification, the shrine will regain. Deci ca paladin primeam misiunea asta, nu ca magician. On which our shrines are marked. Gorax, okay. Now, go and perform your tasks. Bine, cam toate sunt în drum spre ochiul Innos, de unde l-am luat noi. Is there any... Dismissed. Da, dismissed. Hai să mergem la Gorax, să ne dea totuși mapa. Dacă se arată în ceva, să știm. Da, în episodul următor o să ne ocupăm de recuperarea ochiului Innos. Să-l... Să-i readucem puterile. Bun, asta e Gorax. E Gorax. Da, asta e. 200. Și vreau să văd exact dacă e pe acolo sau nu e pe acolo. Da, ăla e drumul. O să le purificăm. Cam pe toate. Sunt ceva statuete. Și cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, prieteni, nu uitați, dați acolo un mare, mare like. Episodul următor o să fie ultimul din acest capitol, o să fie poate un episod și mai lung de o oră jumate, că o să mergem și în Jarken, dar să luăm poțiuni și o să ne pregătim pentru capitolul 4. Iar după, știți ce urmează, vânătoarea de dragoni. Vă pupă, fratele, toate cele bune, respect, pa, pa!